După tradiționala procesiune Calea Sfinților, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel și Prefericitul Părinte Gheorghe Arhiepiscop de Noua Justiniana și al întregului Cipru au întâmpinat la altarul de vară al Catedralei Patriarhale Racla cu cinstitul cap al Sfântului și dreptului Lazar. În cuvântul de binecuvântare adresat pelerinilor, Prefericirea s-a afirmat că Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul Lazar ne oferă pilde vii de compasiune, vindecare spirituală și biruința asupra suferinței și a morții. După întâmpinarea Raclei cu cinstitul cap al Sfântului și Dreptului Lazar, purtată în procesiune de înalt preasfințitul Părinte Nectarie, mitropolit de Chition, la altarul de var a fost săvârșit un polihroniu. În continuare, prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat pelerinilor un cuvânt de binecuvântare, intitulat Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul și Dreptul Lazar, mărturisitori ai iubirii vindecătoare a lui Hristos. Viața și faptele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului și Dreptului Lazar devin modele sfinte pentru noi, mărturisitori a iubirii vindecătoare a Lui Hristos în viața Bisericii și a fiecărui credincios în parte. Acești doi mari sfinți ai Bisericii, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul și Dreptul Lazar, ne oferă pil de vii, de compasiune, vindecare spirituală și biruința asupra suferinței și a morții, atât de necesare credincioșilor în aceste vremuri tot mai încărcate de suferință. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, el este însuși un temăduitor fără de argință sau fără de plată oferindu-se ca rugător neîncetat pentru cei care vin la el cu credință. Pelerinajul la moaștele sale este un act de credință și speranță, iar binecuvântările care izvoresc din acestea sunt mărturii ale lucrării lui Dumnezeu în lume. De asemenea, Sfântul și Dreptul Lazar, cel înviat de însuși Mântuitorul Hristos, este un simbol puternic al biruinței asupra morții și al iubirii nemărginite a lui Dumnezeu față de oameni. Prin minunea pe care a făcut-o un vin pe Lazar la patra zi după moartea sa, Domnul Iisus Hristos a arătat că viața pământească și viața cerească veșnică sunt cele mai de preț daruri ce pot fi oferite omului. Lazăr din Betania, cel care a trecut prin moarte și a revenit la viață, ne arată că iubirea lui Hristos poate învia morții, aducând bucurie celor întristați, dar și pregătire pentru învierea de obște de la sfârșitul veacurilor. În continuare, fericirea sa a afirmat că învierea lui Lazar este o icoană a învierii noastre din morți. Tradiția bisericii ne spune că după învierea sa minunată, Lazar a devenit episcop în Cipru, slujind cu devotament biserica timp de mai mulți ani. Această transformare a sa dintr-un om care a cunoscut suferința și moartea într-un slujitor dedicat al lui Hristos și al bisericii sale, ne inspiră să căutăm și noi o continuă înnoire duhovnicească și o dăruire mai profundă în slujirea lui Dumnezeu și a seminilor noștri, mai ales a celor bolnavi și suferinți. Din textul Evangheliei după Ioan, în care se relatează învierea lui Lazar, suntem încredințați că Domnul Iisus Hristos este împreună pelerin cu noi, pe calea învierii, deoarece el însuși a spus Martei, sora lui Lazar, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Prefericitul părinte Gheorghe, arhiepiscop de Noua Justiniana și al întregului Cipru, i-a mulțumit apoi întâi stătătorului bisericii noastre pentru invitație, apreciind evlavia poporului român față de sfinți. Δοξολογούμε τον Θεό και ευχαριστούμε θερμά εσάς, μακαριότατε, για την ευκαιρία που μας δίνετε να επισκεφθούμε τη μεγάλη και ένδοξη χώρα σας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Νέου. Ήδεμ σλάβα Λου Ιδουμνεζέου και μουλτσομίμ καλδουρός πραφερικήρι βάστρε πέντρου ινβιτάτια δε αβιζητά σλβίτα και μάρια τσάρα αρωμονίαι κου οκάζια σαρμπατόρι Σφ Ocrotitorul Bucureștilor. Am vizitat și în trecut România și am rămas uimiți de Evlavia poporului român. Vă mărturisim atât eu cât și delegația însoțitoare că o astfel de procesiune religioasă plină de Evlavie nu am mai văzut până acum. Venind din insula Cipru. Dintr-o țară greu încercată, cu puțin credincioși, dar cu o istorie veche, vă aducem binecuvântările Sfinților noștri, ale întemeitorilor Bisericii noastre, respectiv ale Sfinților Apostoli Varnava, Pavel și Marcu, ale Sfântului Erar Spiridon, Episcopul Trimitundei, ale Sfântului Epifanie, ale Sfântului Ioan cel Milostiv precum și ale multor alți sfinți. În special aducem binecuvântările Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți prietenului Hristos, dinpreună cu cinstitul său cap, pentru binecuvântarea și sfințirea poporului român, cel bine credincios. Insula Cipru, fiind foarte aproape de Țara Sfântă, a primit de foarte devreme vizita și predicile Sfinților Apostoli, începând cu anul 45 după Hristos, cunoscând astfel credința cea adevărată. Insula noastră l-a primit pe Sfântul Lazar, care s-a adăpostit de prigoana iudeilor, devenind astfel primul episcop de Chition, orașul Larnaca de astăzi. Cei care ați vizitat insula Cipru, cu siguranță ați mers și v-ați închinat și în Biserica Sfântului Lazar din Larnaca, acolo unde se află cel de-al doilea mormânt al său, după cel din Betania. La rândul nostru am venit să primim binecuvântarea Sfinților Români, a Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, a Sfântului Cuvios Dimitre cel nou, ocrotitorul Bucureștilor, ας φοίνται η κουβιά πρεκούμ σε ασφαντούλου Ιωάννη Ιάκωμ Νόουλ Χωζεβίτ. Μακαριότατε, ευχαριστούμε και πάλι για τη χαρά που μας δίνετε να βρισκόμαστε στην ωραία χώρα σας. Προεγευόμαστε και της χαράς του συλλειτούργου μαζί σας για να εμνήσουμε εν εταίρες γλώσσες αλλά μια καρδία τον εντριάδη προσκυνούμενο Θεό μας. idoxa Doxa Cetocratos, amin. La final, racla cu cinstitul cap al Sfântului și dreptului Lazar a fost așezată spre închinare în baldachinul Sfinților, alături de raclele cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Egina. Și anul acesta, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a prilejuit întrunirea ierarhilor membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Lucrările s-au desfășurat în sala sinodală din reședința patriarhală, sub președinția prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe subiecte, printre care aprobarea textelor slujbelor a trei sfinți români recent canonizați, Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu și Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Cătușu. Totodată au fost supuse spre aprobare Sinaxarul, Troparul și Condacul Sfântului Mucenic Lup din Tesalonic în vederea înscrierii în calendar cu zi de pomenire 27 octombrie.